Vremea șoptește, a spus odată un om deștept, dar sigur nu a avut în vedere ploaia și nămolul. S-a gândit Filip, punând ștergătoarele camionului său într-un regim mai dinamic. Șoferul cu experiență deja se apropia de orașul său natal. Îl aștepta o pauză între călătoriile de afaceri. Putea să se bucure de compania soției sale iubite, părinți și prieteni. Dintr-o dată în fața lui s-a oprit un jeep, din cauza căruia trebuia să apese pe frână rapid. Greutatea camionului uriaș a afectat inerția acestuia, în condițiile drumului alunecos. Semiremorca a început să derapeze pe banda adiacentă. Filip, cu mare greutate, a întors în linie camionul. De la așa manipulări, pe fruntea lui a răsărit transpirația. Dispoziția a fost ruinată. Acum bucuria întâlnirii cu familia și prietenii s-a preschimbat în gânduri negre. În primul rând, trebuie să verific înregistrările de pe camera ascunsă, ca să pun capăt tuturor suspiciunilor. Nervii lui au fost deranjați. Acum își voi afla de ce se aranjează așa, de ce se machiază. Ce motive se ascund după așa comportament? De la aceste gânduri, a apăsat tot mai tare pedala de accelerație. Camionul a început să prindă viteză din nou. Noroc că drumul era liber. Se pare că vremea rea i-a alungat pe toți iubitorii cabanelor și a grădinilor în casă. Mai bine spus, i-a închis acolo, în apartamentele lor din orașe. Și acum nu mai avea cine să creeze rândurile kilometrice de mașini la intrarea în oraș. Peste jumătate de oră, Filip deja parcase în fața blocului și se grăbea acasă. Bărbatul puternic nici n-a mai stat să aștepte liftul. S-a ridicat singur la a șaselea etaj. S-a oprit pentru o clipă pentru a lua o gură de aer în momentul în care a scos cheia și deja o învârtea în broască. Șoferul nu mai putea răbda, să-și potolească setea curiozității. Salut, i-a zis rapid soției, care deja reușise să se întoarcă de la muncă și se pregătea pentru sosirea soțului la bucătărie. Se pare că la noi în țară, oaspetele mult așteptat sau soțul, care a lipsit mai mult timp, e primit să fie întâlnit cu masa plină cu de toate, cu pâine și sare. Iată și Lidia transpira deasupra aragazului, străduindu-se să-l întâlnească pe soț complet în armată. Dragul meu, tu deja... În vocea ei se auzea o bucurie sinceră. Acuși vin. El și-a aruncat din mers pantofii și geaca în hol. S-a grăbit în dormitor. A deschis sertarul din mijloc a șifonierului unde erau ascunse lucrurile lui personale. A scos din adâncul un laptop. L-a pus direct pe pat și l-a deschis. Găsind fișierul video necesar, a început să-l urmărească. Primele secunde, Filip își încrețea fruntea și respira greu, recuperându-se după mersul rapid. Bărbatul urmărea cu atenție ceea ce se derula pe ecran. Se temea să nu rateze cei mai interesant. Iată soția lui a venit acasă după muncă și se dezbracă înainte de duș. Iată se bagă la somn. Dimineața, Lidia se trezește din nou și mijește amuzant ochii de la primele raze de soare. Se ridică, face exercițiile de dimineață. Se pare că soțul gelos n-are de ce să-și facă griji. În curând, femeia va începe să se machieze și să se pregătească pentru a pleca la muncă. Și într-adevăr, Lidia se machiază cu mare grijă. Se pare că a început să efectueze acest ritual feminin mai atent decât de obicei. Filip era deja gata să închidă laptopul cum, deodată, în fața ochilor lui, acțiunea a prins cu totul altă întorsătură. Lidia a aruncat halatul de baie și a rămas în cămașa de noapte. Spre mirarea soțului, ea nu s-a băgat în dulap să-și caute hainele pentru ziua de muncă, ci s-a băgat înapoi în pat și s-a ascuns sub așternuturi. Au sunat cuvintele: sunt gata! După care, în cameră a intrat un necunoscut cu o tavă în mână. Șoferul se uita îngrozit la ecran și într-un moment dat a și strigat de surprindere, căci Lidia într-o secundă s-a schimbat din soția lui, dintr-un om atât de cunoscut timid, într-o celebritate de Hollywood cu un comportament ce-l lasă de dorit.
Ea a căscat și a început să se strâmbe de parcă doar se trezise. Dragul meu, în vocea ei se simțea o somnolență artificială. Ești atât de bravo! Liduță, lăcrămioara mea la leaua mea aromată! Necunoscutul s-a plecat spre ea și a sărutat-o cumva prea dramatic pe obraz. Individul ăsta seamănă prea tare cu mine, coafura, hainele de casă, ce ar însemna asta? Gândurile lui Filip au provocat o criză puternică de gelozie care căuta cale de ieșire. Brusc, pe ecran a apărut o imagine cu totul și cu totul de neînțeles. Lydia s-a ridicat rapid din pat și, punându-și halatul de baie, s-a grăbit spre sertarul, unde era instalată o cameră video. Ea s-a uitat rapid la înregistrare și a strigat în hol. Această dublă nu e prea bună, trebuie să repetăm! După aceste cuvinte, soția lui s-a băgat din nou în pat și s-a prefăcut că doarme. În capul lui Filip în acel moment, conștientizarea a venit ca un fulger. Atunci el s-a uitat peste umăr și a văzut-o la intrare în cameră pe soția sa. Ea încerca să nu facă zgomot, încât să nu-l sperie pe el. Filip era în totală confuzie. Eu aici! Eu văd că tu aici! Soția lui s-a îndreptat și a făcut o expresie serioasă a feței. Tu vrei să-mi explici? I-a zis bărbatul. Da, tactica de atac aduce succes, atunci când în apărare este pierdut ultimul sens. Și abia nu de mult, familia lor ducea cel mai tradițional, cel mai obișnuit mod de viață. Soții erau mai mult de 5 ani împreună și deja se gândeau serios la ideea de a deveni părinți. Nu crezi că trebuie să ne gândim deja la urmașii familiei noastre? Lydia vorbea despre așa chestii importante cu o voce foarte liniștită, calmă, obișnuită. Anume această trăsătură a caracterului ei îi plăcea în special soțului, căci anume prin ea era exprimată stabilitatea. Tânărul a văzut multe familii ale cunoscuților și prietenilor săi, unde femeia anxioasă și nervoasă mereu ducea la certuri nejustificate. Nu este normal și nu este corect să ții adrenalina la maxim zi după zi. De aici nu e departe până la crize nervoase. Temperamentul italian nu are loc în latitudinile noastre. Lydia mea este mereu calmă, încrezută în sine. Cu ea și la fotbal pot să mă uit când merge un serial mexican pe TV. Minune, nu femeie! Se gândea Filip când se împărtășeau cu el prietenii cu problemele lor de familie. Urmașii familiei noastre? Bine spui! El s-a apropiat de femeia minionă și a cuprins-o cu mâinile lui uriașe. Da, antropometria lui Filip se potrivea perfect cu imaginea tradițională a șoferului de camion. Un fel de goliat care putea schimba și roata de la camion și îndoie o potcoavă cu mâinile goale. Dar ultima, în condițiile urbane, nu era necesară. Pune-mă pe podea, ursule! Lydia mișca amuzant din picioare în aer. Soție, decide odată ce trebuie să facem. Pentru continuarea familiei optăm sau pentru stabilitate sexuală? În vocea soțului ei se simțea o notă veselă. Serios, pot vorbi cu tine? Lydia încerca să evadeze din îmbrățișarea strânsă a soțului, dar nu prea reușea. Bine, bine, draga mea, putem face copii. El a dat-o jos pe Lydia și a sărutat-o în buze. Când nu-și mai putea ține răsuflarea, fata s-a rupt de soț. Din tine poate să iasă un părinte excelent. Soția încerca să-și recupereze respirația. Știu și singur. Tânărul se uita la ea entuziasmat. Dar tu ce vrei, o fată sau un băiat? Trebuie să tindem spre perfecțiune. Soția i-a dat din ochi. Atunci ne vom extinde în ambele direcții. Filip era în al nouălea cer de fericire. Trebuie să ne pregătim pentru acest eveniment din timp. Lydia s-a făcut serioasă. Păi ce să ne pregătim? Eu mereu sunt gata. El s-a prefăcut nedumerit și s-a uitat la femeie cu un zâmbet pe buze. Responsabilitatea. Acesta este cuvântul cheie când merge vorba despre copii. Soția a ridicat degetul arătător în sus, după care l-a dus la nasul soțului. El și-a încrucișat ochii la vârful degetului, ceea ce a stârnit o criză de râs din partea soției sale.
Când episodul amuzant s-a încheiat, Lydia a continuat subiectul de conversație. Trebuie să ne pregătim nu doar moral, ci și financiar. Imaginează-ți cât de mult vom cheltui după nașterea unui copil. Femeia s-a oprit pentru o secundă pentru a fi sigură că soțul o ascultă. Este clar, a dat din cap Filip. Așadar, 1. Trebuie să pregătim camera pentru copii, să avem posibilitatea să cumpărăm nu doar scutece și mâncare, ci și jucării educaționale. Asta 2. Lydia a început să enumere toate cheltuielile viitoare foarte serios. Atunci, soții pentru prima oară au discutat viitorul în contextul nașterii copiilor în curând. Ei chiar au și elaborat un plan financiar în acest sens. În acel document al familiei lor erau scrise toate veniturile și toate cheltuielile. Acel formular în forma de tabel, care era introdus în computer, semăna cu un raport contabil trimestrial sau anual. Când a fost completat, Lydia a sugerat că ar fi fain să marcheze acest eveniment istoric cu un ceai solemn. Cu această ocazie a fost pregătit tortul de ciocolată și ceaiul atât de rar, Ceylon, de ultimă colectare, cele mai fragede și tinere frunze. Da, Liduța, tu abordezi acest subiect foarte serios. Filip îmbuca cu poftă bucata uriașă de tort de casă. Copiii, asta e ceva serios, foarte serios. Soția se uita cu admirație la bărbatul visurilor sale. Timpul trecea și în curând au început procesul de formare a capitalului familiar. Multe cheltuieli care înainte se considerau justificate erau desființate. Nu trebuie să aruncăm bani în aer, avem unde să cheltuim. Deseori spunea soția dacă Filip voia să mai arunce niște bani în aer din salariul lui. Așa abordare a început să aducă destul de rapid roade. Deși soția continua să creadă că rata de creștere a capitalului familiei lor nu era destul de rapidă. Și într-un moment dat, Filip și părinții lui au început să observe diferite stranietăți în comportamentul Lydiei. Tânăra soție a început să-și acorde mult mai mult timp aspectului său fizic. Au apărut diferite bijuterii, care înainte nu existau, și produse cosmetice de îngrijire a pielii. Filip, îmi pare sau soția ta s-a schimbat, tu o răsfeți așa sau vreun fan secret a apărut? Încerca să afle mama lui ultimele știri din familie. Ce tot vorbești, mamă? La noi e totul ca de obicei. Lydia este foarte responsabilă față de aspectul său fizic. Dimpotrivă, am trecut la modul de economisire. Vrem să facem un copil. Așa că avem nevoie de bani. Trebuie să adunăm, îi explica mamei sale. Dar femeia continua să insiste și să spună că ochiul ei de femeie și experiența de viață îi spun despre prezența unei îndrăgosteli. Păi, e îndrăgostită de mine. Filip nici într-un coșmar nu-și putea imagina că soția lui putea să-l înșele. O, fiule, câți oameni înșelați din lumea asta se gândeau la fel ca tine, până nu s-au convins cu proprii ochi. Pensionara cu păr cărunt clătina din cap. Așa, conversația asta nu-mi place deloc și n-am de gând să o continui. Bărbatul s-a ridicat de pe canapeaua din apartamentul părinților. De data asta n-a atras atenție la cuvintele mamei sale. Dar în curând a avut o conversație cu fostul coleg de școală, care locuia în scara de alături. Salut! Nu ne-am văzut de mult! Valeriu s-a apropiat vesel de fostul coleg când l-a văzut în curtea blocului. Salut, salut! Tu ești cel care stă relaxat pe canapea, iar eu trebuie să colind toată țara! Și Filip era bucuros să-și vadă colegul. Eu zilele trecute am întâlnit-o pe soția ta, Lydia. Sincer vorbind, e așa o fufă, arată foarte bine. Nici n-am cunoscut-o din prima. Tânărul a făcut un gest caracteristic cu mâna. I-a arătat un like. Tu asta la soțiile altora nu te uita, căci pot să te lipsesc de vedere. El a bătut pe umăr și a râs. Amice, tu ai grijă cu expresiile sentimentelor tale. Ești un urs adevărat. Dar voiam să-ți zic că este foarte frumoasă ea la tine, doar asta. Poate te împarți cu ce s-a întâmplat. Vecinul a continuat,
E vârsta aia la femei, înțelegi tu, după 35. Filip a început să înțeleagă că ceva îi scapă din vedere, ceva foarte important. Na, dar tu vezi mai bine, știi mai bine. În școala noastră, Lidia era una dintre cele mai frumoase fete și pe tine se pare că te-a ales din cauza înălțimii tale. Băiatul a rânjit cu poftă. Nu una dintre, ci cea mai frumoasă fată din școală. A făcut așa alegere că eram cel mai cool din clasă, cel mai tare. Pe lângă tine, desigur că. Și în vocea lui Filip s-au auzit câteva note de gelozie. Oh, iată și Valeria a observat că Lidia s-a schimbat, a devenit altfel. Ambii au făcut aluzie că poate să aibă pe cineva, dar cum putea să verifice asta? Mereu este plecat. Ce rău îmi pare că nu pot să las acest job și să mă transform în sos de canapea, că să o țin pe soție sub arepa mea de fier, ca să nu o pierd din vedere și să poată respira doar sub supravegherea mea. Gândurile geloase au început să crească și să se înmulțească ca o avalanșă desprinsă de cel mai înalt munte. Da, eu țin minte cum ai bătut trei băieți ca s-a uitat lunga Lidia ta. În clasa de absolvire, mai ții minte? Valeriu a zâmbit arătându-și dinții albi ca actorilor din Hollywood. Termină să-ți etalezi oasele. Merg acasă să mănâncă, mor de foame, a zis Filip. Da, lui nu era deloc ușor. Toți îl torturau cu ideea că soția lui, din cauza deplasărilor pe care le are, și-a făcut un amant. Așa logica apare la persoanele dezinteresate, care sunt martorii unor fapte inexplicabile. Cum putea o femeie în plină căsătorie să înflorească așa, să arate atât de bine? Normal ar fi să se scufundă cu capul în problemele familiale, să renunțe la aspectul ei fizic, dar ea parcă e singură. Ceva nu e în regulă aici, ar spune cineva care știe sigur, sigur știe toate chestiile astea. Și iată, înaintea unei alte deplasări, Filip îl întâlnește din nou pe colegul lui. După salutările obișnuite, amicii au decis să meargă într-un sport bar local, unde trebuiau să difuzeze meciul de fotbal a echipei lor preferate. Până când mergea prima repriză și echipele se cunoșteau, demonstrând un fotbal plictisitor, prietenii au atins un subiect dureros pentru Filip. El s-a întins spre Valeriu. Ascultă, amice, am nevoie de un sfat delicat. Gelosul se uita în jur alarmat. Delicatețea ta e scrisă pe față. Ai aflat ceva despre Lidia ta? Valeriu nu se diferenția prin discreție și o dădea pe șleau. Nu am aflat, ci doar am de gând să o fac. Mâine merg într-o altă deplasare, pentru jumătate de lună, și mă simt neliniștit. Filip se uita la ecranul monitorului, unde mingea se rostogolea atât de plictisită pe teren. Trebuie să angajezi un detectiv. Amicul lui gândea strategic. E clar, m-am gândit la asta, doar că nu am atâția bani și să-i scot din bugetul familiei n-am cum, fără să nu fiu observat. Atunci va trebui să faci toată treaba singur și asta e deja gratuit, dar nu chiar atât de profesional. În vocea lui Valeriu se simțea un spirit aventurier. Și asta cum ar veni? S-a uitat el confuz la prietenul său. La naiba! Valeriu a trântit în masă după ce atacantul a șutat pe lângă poarta echipei adversare, după care s-a întors la discuție. Păi, pune o cameră de supraveghere în dormitor. Cuvintele fostului său coleg ajungeau prea greu la mintea lui Filip. El a și scuturat din cap încercând să se concentreze, aproape că a suferit un microinfarct, după o altă lovitură de eșec a echipei preferate. Urma să facă o alegere foarte importantă. Dintr-o parte, trebuie să ai completă încredere în persoana iubită. Din altă parte, e mai bine să afli adevărul decât să suferi în neștiință. Dar de aici și să înnebunești poți. Gândurile i-au trecut prin minte cu viteza fulgerului. Tu văd că ești expert în relații, dar să nu sufli nimănui un cuvânt. Căci de altfel vor urma consecințe pentru tine și pentru sănătatea ta fragilă de om. El a bătut pe umăr pe amicul său. Acela tresări de durere, dar n-a zis nimic, mai ales că echipa preferată a marcat.
În acea zi a fost luată o decizie importantă, care s-a dovedit a fi ușor de realizat. Să nu-ți faci griji pentru momentul tehnic, am deja totul necesar. Pot să te ajut cu instalarea, când pleci mâine, la ce oră? Valeriu continua să privească atent ecranul. Mâine seara, în vocea lui Filip se simțea o disperare. Minunat! Voi veni ziua la tine când vei fi singur acasă și vom face totul să fie la nivel. Valeriu și-a frecat palmele energic. Și iată, după lunga deplasare, soțul ardea să vadă conținutul camerei de înregistrare. Când soția l-a prins făcând asta, a fost forțat să caute scuze. Dacă încă n-ai înțeles, îți voi explica. Soția s-a apropiat de soțul ei, mirosind a bucate diverse. Acum te rog să-mi justifici tu propriul comportament. Cum ai ajuns la așa idei? Lidia, gândește-te și singură. Sunt mereu plecat, iar despre tine mi-a vorbit de toate. Vocea soțului tremura și arăta foarte palid. Și ce bârfe ai adunat? L-a întrebat soția. Filip i-a povestit iubitei soții că 2 săptămâni de deplasare i-au părut o veșnicie. Imaginația lui bolnavă îi picta cele mai urâte tablouri. Vedea scene dezgustătoare cum soția lui îi permite tot felul de obscenități unui alt bărbat. Ce prost ești, a rezumat fata după povestire detaliată a soțului despre gelozia lui. Dar pur și simplu cu mine nu puteai să vorbești. Sunt vinovat, Lidia, atât de vinovat, că sunt gata să pun capul sub ghilotină, de rușine. Fața lui Filip semăna cu o roșie coaptă. Și iată, Lidia i-a spus soțului gelos despre partea ei artistică și creativă, care era îndreptată spre o nouă sursă de venit. Eu nu puteam să stau liniștită, când pentru educația copilului nostru erau necesari atâția bani. Filip s-a grăbit spre soția lui și a cuprins-o în mâinile lui, învârtind-o prin cameră. În procesul discuției s-a aflat că Lidia a decis să ducă un vlog. Trezirea femeii adevărate. În el publicul țintă primea sfaturi despre cum trebuie să se simtă o adevărată regină a frumuseții când se trezește. Desigur că avea nevoie de niște produse cosmetice în plus, de niște garderobă nouă și chiar parteneri în rol de soț. Când Lidia a început să aibă o monetizare substanțială, a reușit să angajeze și un actor profesional, anume pe el a văzut în acea înregistrare Filip. Când el a decis să o ajute pe soție în continuarea vlogului, pe soțul fals desigur că l-au concediat imediat, doar că a fost necesar să le explice abonaților că acesta este soțul ei adevărat. Important este că proiectul a continuat și a avut un mare succes. Prieteni, asta a fost istoria noastră de astăzi. Scrieți-ne în comentarii cum v-a părut. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!